sunt foarte contrariat de niște idei pe care le aud în mediul evanghelic, adică în bisericile care fac parte din Alianța Evanghelică. Mai ales pentru că aceste biserici spun că au ca și punct comun Evanghelia. Mântuirea prin credință, prin har, nu prin Domnul Iisus Hristos, prin slava lui Dumnezeu. Sunt câteva idei care sunt un atac direct la o concepție biblică sănătoasă despre mântuire și un atac la Evanghelie, un atac la persoana Domnului Iisus Hristos și, de fapt, prin urmare, sunt niște erezii. De exemplu, sunt unele persoane care spun că când Domnul va veni să-și răpească mireasa, biserica, vor fi răpiți doar aceia care sunt pregătiți. Cu alte cuvinte, nu e suficient că ai crezut. Trebuie să fii pregătit. Domnul nu te ia dacă ai crezut. Nu te ia nici dacă ești născut din nou. Nu te ia nici dacă ești mântuit. Nu te ia nici dacă ți-ai pus toată nădejdea în harul și mila lui Dumnezeu. Nu. Te ia dacă ești pregătit. În ce sens pregătit? Păi pregătit în sensul că ai trăit o viață așa cum dorește Dumnezeu. Da? Adică o viață de fapte bune, o viață de sfințenie. Bun. Întrebarea este unde se găsește în Scriptură o asemenea idee. Dar cea mai importantă observație este că această idee este asemănătoare cu teologia populară ortodoxă a balanței. Dumnezeu la judecată te pune în fața unei balanțe unde spuse faptele bune și faptele rele și în funcție de greutatea faptelor bune sau faptelor rele, te duci în iad sau în rai. Exact același lucru se propovăduiește în unele biserici evanghelice. Dumnezeu te ia sau nu te ia acasă în funcție de faptele bune sau de faptele rele. Asta este o altă evanghelie, să nu mă înțelegeți greșit. Credința adevărată produce fapte. Credința adevărată duce la ascultare. Credința adevărată duce la supunere. Credința adevărată duce la sfințenie. Credința adevărată duce la o trăire după voia lui Dumnezeu. Credința adevărată duce la o trăire transformată, schimbată. Fără doar și poate lucrurile să așa. Dar Dumnezeu nu ne ia acasă dacă suntem pregătiți. Ne ia acasă dacă suntem mântuiți. Dacă avem o relație vie, dacă suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos, dacă ne-am încrezut în El și am primit mântuirea în dar de la El. Asta e singura condiție a mântuirii. Asta este mântuirea. Nimic altceva. A doua concepție foarte populară, mai ales în anumite biserici, este concepția potrivit căruia mântuiți doar aceia care sunt botezați cu Duhul Sfânt și au semnul vorbirii în limbi. Eu nu vreau să discut acum ce-i botezul cu Duhul Sfânt, când îi botezul cu Duhul Sfânt, care-i semnul botezului cu Duhul Sfânt, ci să spun atâta. Dacă mântuirea ta e legată de vorbirea în alte limbi, cel mai probabil că nici nu ești mântuit. Dacă siguranța mântuirii e legată de vorbirea în limbi, cel mai probabil că nu ești mântuit. Mântuirea și siguranța mântuirii trebuie să fie legate în exclusivitate de persoana Domnului Iisus Hristos. Nu au nici un fel de treabă, nici un fel de treabă cu vorbirea în alte limbi. Este testat. Poate milioane de oameni care au vorbit în alt limbi și n-au nicio treabă cu Dumnezeu și trăiesc așa cum trăiesc. Mântuirea n-are de a face cu vorbirea în limbi. Mântuirea are de a face cu Domnul Iisus Hristos. Foarte popular iarăși este ideea legată de sabat, de exemplu, da? Este aceeași eroare. Spune, suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, dar dacă nu ținem sabatul, nu avem cum să fim mântuiți. Este exact aceeași eroare. Mântuirea nu este numai prin Domnul Iisus Hristos, mântuirea este și prin sabat. Și o altă idee populară este aceea care spune că cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu se botează nu este mântuit, chiar dacă a crezut, chiar dacă e născut din nou, ceea ce este foarte eronat și este eretic. Mântuirea depinde doar de Domnul Iisus Hristos, nu depinde de botez. Din nou, eu nu spun că botezul nu are importanță. Botezul este biblic, este o rânduială a adunării Noului Testament, botezul trebuie făcut, trebuie făcut așa cum cere Sfânta Scriptură, dar nu botezul mântuie pe cineva. Botezul nu este metoda mântuirii noastre. Botezul poate să fie cel mult o confirmare, o dovadă, o exprimare publică, o mărturisire publică, o pecete a mântuirii noastre, dar în niciun caz modul în care noi suntem mântuiți. Esența este aceasta. Evanghelia curată spune că mântuirea este doar în Domnul Iisus Hristos. Evanghelia eretică falsă, aberațiile, spun că mântuirea este și prin alte fapte, prin alte lucruri.